Mai mult decât atât, învățătura lor le spunea să socotească omul nu ca persoană și chip al lui Dumnezeu, ci să socotească omul ca pe un conglomerat, ca pe un agregat, ca pe o mașină. Apeși pe un buton și există o anumită reacție. Favorizezi o anumită plăcere, o anumită poftă, o lași să se manifeste, iar ea va irumpe într-o patimă, anume, o tai pe aceasta prin nevoință, prin asceză, atunci, dinpreună cu ea și altele se vor prăbuși. Așa. Și cine stăpânea aceste mecanisme era cel mai înțelept, cel mai luminat. Ce s-a întâmplat? Sfinții părinți din secolul II, ucenicii Sfinților Apostoli, între care, printre cei mai importanți, din păcate netradus în limba română, Sfântul Irineu de Lugdunum, la sfârșitul secolului II, pe la anul 170 și ceva, a scris un mare tratat împotriva tuturor ereziilor, în care în primele trei cărți distruge pur și simplu învățătura acestei secte, acestei organizații. Împreună cu Sfântul Irineu, toți ceilalți Sfinți Părinți au dus o luptă foarte, foarte puternică împotriva acestei învățături. Ca nu cumva să existe un spirit elitist în biserică. Singura elită posibilă în biserică era aceea poruncită de Mântuitorul. Cine va vrea între voi să fie mai mare, să slujească tuturor. Smerenia. Aceasta era elită. Atunci când ești conștient de faptul că slugă netrebnică ești în clipa în care toate poruncile Evangheliei le-ai împlinit, că nu există ceva mai desăvârșit pe fața Pământului decât Evanghelia, iar dacă Dumnezeu te-a ajutat să împlinești toate poruncile, slugă nevrednică ești. Cu această conștiință, cu această conștiință de slugă nevrednică, cu această conștiință de om păcătos, care trebuie să se lupte cu sine pentru a se mântui, clipă de clipă, că mântuirea este un dar care se dă încă din această viață și sunt unii oameni fericiți care sunt conștienți de prezența darului Dumnezeu în sufletele lor, cu această învățătură era scoasă afară învățătura aceasta comodă a iluminaților, agnosticilor, a celor care spuneau noi am ajuns la înțelepciune, de acum suntem mântuiți, prin înțelepciune, prin învățământ. Ce s-a întâmplat? Dat fiind că biserica acumulase acest bagaj de informații, odată cu renașterea, un proces din secolul XV, dar mai ales cu iluminismul care a început la sfârșitul secolului XVI și a irumpt cu putere în secolul XVII, apare un fenomen. Revoluția tehnologică. Momentul acesta al apariției iluminismului în Occident a adus la ceea ce spunea domnul Hurduzeu mai devreme, la societăți absolut aberante, precum era societatea britanică în secolul XIX, de plin și complet industrializată. Mergeți acum în Londra, mergeți acum, vizitați un cartier construit în secolul XIX în Londra sau în oricare, în Glasgow, alte orașe din Marea Britanie și încercați să vedeți, să simțiți ceva din duhul acelor locuri. Încercați să vedeți dacă vă mai simțiți cumva pe ulița satului unde trăiesc părinții, bunicii, unde au trăit părinții, bunicii, strămoșii noștri. Nu veți simți absolut nimic de felul acesta. Este vorba de un om care a murit. Un om nesimțit, un om insensibil. Omul mașină, omul eficiență. Și dacă asta s-a întâmplat acum mai bine de 100 de ani, gândiți-vă la ce s-a ajuns astăzi. Astăzi suntem într-o situație aproape fără de ieșire. Și fiecare, dacă ne punem întrebarea ce avem de făcut, atunci sigur că ne speriem la gândul că va veni cineva și ne va lua telefonul mobil, va veni cineva și ne va lua televizorul, va veni cineva și ne va lua curentul electric, ne va opri gazele, ne va opri apa caldă care curge singură din perete. Este absolut înfricoșător gândul acesta. Trebuie să recunoaștem, pentru marea majoritate dintre noi. Asta înseamnă că suntem dependenți de un sistem. Sistemul acesta ne-a făcut pe toți sclavi. Cu adevărat este om liber cel care nu depinde de acest sistem sau care încearcă pe cât se poate,
pe cât se poate să nu depindă de sistem. Câtă vreme ai pământul sub picioare, ai o fântână a ta, ai o bucată de grădină în care îți petreci timpul liber, încercând să cultivi un cartof, o roșie, să sapi o floare, să plantezi un copac, deja viața pe care o duci este mult cu mult mai firească, cu mult mai naturală, cu mult mai apropiată de ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat să facem. Vă gândiți acum, pentru noi sunt imaginea aceasta a părinților care au fost izgoniți din rai, a celor care nu au avut voie să mănânce din pomul cunoștinței și a binelui, este cu totul străină. Cine sunt eu, zice Mântuitorul? Eu sunt păstorul cel bun. Avem noi, printre noi, cunoștințe care se mai ocupe cu păstoritul? A ieșit asemănătorul la țarina sa, să semene, nu-i așa, cuvântul lui Dumnezeu. Mai cunoaștem noi agricultori care să iasă la țarină și să semene, să arunce sămânța în brazdă, să simtă ei acest fior? Nu, în niciun caz. Și atunci, suntem cu totul și cu totul bolnavi, din acest punct de vedere. Trăim într-o lume care nu mai corespunde Sfintei Scripturi. O lume care a fost creată împotriva adevărului, împotriva revelației, împotriva darurilor dumnezeiești. Se merge spre conceptul de internet al obiectelor. Poate că unii dintre dumneavoastră sunteți la curent cu dezbaterea din ultimele luni de zile cu privire la actele electronice din România. Știți despre actele electronice, despre chipuri, despre biometrie, despre toată această nebunie care vrea să ne înghită și să ne transforme pe toți din oameni, chip al lui Dumnezeu, în oameni numere. Societatea comunistă a vrut să ne transforme pe toți în oameni animale, care să nu avem decât instincte care trebuie satisfăcute într-un fel sau altul după o morală comunistă. Iată că societatea tehnologică în care trăim vrea să ne transforme pe toți în oameni numere. Este o societate cabalistică, o societate demonică. Să nu vă îndoiți vreodată de lucrul acesta. Sigur că s-ar putea să vă treacă un fior. Părintele vrea să ne sperie. Are discurs apocaliptic. Discurs antisistem. Ce vreau să vă spun? Omul creștinul este contemporan cu Apocalipsa de 2000 de ani. Tot ceea ce scrie în ultima carte din Noul Testament, Apocalipsa, a fost la un pas de a se împlini în ultimii 2000 de ani. Nu a fost niciun moment din istorie în care aceste lucruri să nu fie la un pas de a se împlini. Care este diferența între momentul actual și momentul 1900, să spunem? Momentul actual este că, iată, au mai rămas câteva semne care urmau să se împlinească, câteva prorocii, despre care nimeni n-a știut să precizeze cu exactitate despre ce e vorba, câteva semne, între care acesta, mult discutatul semn al fiarei, care urmează să-l poarte toată omenirea, urmează să fim cu toți implantați pe mâna dreaptă sau pe frunte. Studiile medicale, toată tehnologia spre aceasta ne îndreaptă. Ce va mai urma? Câteva capitole mai încolo și am să vă citesc. Și cu asta am să închei scurta mea introducere la întrebările care urmează să-i le adresați domnului Ovidiu Curtuzeu.